A fost compus în 30 ianuarie 1960, o zi geroasă, când din celula întunecoasă cu numărul 13 priveam printre scândurile geamului cerul senin. Geamurile erau bătute pe din afară cu scânduri de lemn ca să fim cât mai izolați de lumea de afară. Lumina soarelui pătrundea doar prin spațiile înguste dintre scânduri, ca niște fâșii înguste. Eram atât de înghețat de frig, că privind raza de soare, am simțit că mai mult mă încălzește decât mă luminează, întrucât acea primă iarnă din temniță ne-am lăsat cu ținuta de vară, adică în pantaloni scurți și jachetă cu mânecă scurtă, iar în celulele cu beton pe jos nu se făcea foc. Și mai mărturisea fratele Niculiță: de multe ori, privind cerul și soarele, mă gândeam că la același cer privesc și cei dragi și astfel privirile noastre se întâlnesc. Așa de mare era dorul după cei dragi, dar și dorul după cerul, pregătit de Domnul Iisus celor credincioși care iubesc venirea Lui. Cer senin, cer slăvit, cer divin, cer sublim, cer frumos. Jerusalem, she.